Ecaterina, dar tu nu inventezi. Cu speranță a întrebat mama. Valentina Sergeevna nu arată ca o femeie care îi place să provoace discordie în familiile tinere. Toate fetele tinere consideră că soacrele sunt vrăjitoare și așteaptă să le dea o lovitură din spate. Mamă, ai văzut-o doar o dată la nuntă, ce poți ști despre ea? Între timp, eu nici nu se cu o femeie care îi place să vorbească despre soacră aș trăi cu toți în pace. Sunt atât de prinsă de muncă, încât nu am timp de dușmănie și de a-mi imagina părerea ei. Când? Știu, știu, ești ocupată și eu am o mână de treabă. A zâmbit mama. Noi două ne vedem atât de rar, că nu avem nevoie să ne certăm. Și ce spune Andrei însuși? Insistă să mai fac un control. Până acum mi-au căzut în mână niște medici incompetenți, care nu au putut identifica cauza infertilității. Când a spus asta, pur și simplu am auzit vocea soacrei. Am trăit cu Andrei șapte ani și înțeleg când își exprimă propriile gânduri și când pe ale ei. I-am propus din nou să ne verificăm împreună. A refuzat din nou, spunând că nu va merge la o astfel de procedură umilitoare. El este deja sigur că problema nu este la el. În familia lor, toți bărbații sunt sănătoși. Tatăl și unchiul lui au câte doi copii, bunicul și frații lui au câte trei, și toți s-au născut în primii ani de căsătorie. Am învățat pe de rost această frază, dar la el sună din ce în ce mai agresiv. Nu a fost un caz în care, după o vizită la mama, să nu înceapă această conversație. De data aceasta, a spus pur și simplu, recunoaște că ești de vină cât de mult poți nega ceea ce toată lumea știe deja. Atunci am întrebat, îți dorești un copil sau să mă faci pe mine responsabilă pentru tot? M-am gândit că mă va bate. Așa privit, s-a îndepărtat de mine și a mers în hol, și-a luat jacheta de pe umeraș, a încălțat ghetele, s-a pregătit să plece. Întreb unde mergi la ora 23. S-a încruntat și a răspuns să mă verific pentru infertilitate. A trântit ușa și a plecat, și până dimineața nu a fost. Înainte de a pleca la serviciu, nu am rezistat, am sunat la soacra mea, întreb politicos, Andrei nu e la tine. Ea răspunde tăios, tot mai interesant, tu nici măcar nu știi unde este soțul tău, și a închis telefonul. Nu am sunat înapoi, am mers la serviciu, toată tura mi-au venit la am gătit steacuri, le-am ținut prea mult în marinadă. Au ieșit fără gust, s-au destrămat în fibre, am vorbit cu Ilia Mihailovici, l-am rugat să mă înlocuiască în următoarele două schimburi, ca să am patru zile libere, m-am întors de la serviciu, Andrei tot nu era, nu venea. Am mers la autogară, am cumpărat un bilet, așa că am dat buzna la tine, mama. Tatăl va avea timp să se întoarcă din cursă, vom spune că pur și simplu mi-e dor, mi-am luat concediu și am venit să vă văd. Părăsind micul ei oraș natal, o insulă cu poduri suspendate peste râul mare, Ecaterina știa cu siguranță de ce pleca la Sankt Petersburg pentru a se înscrie la Colegiul de Artă Culinară. Există astfel de oameni uimitori care știu din copilărie cu ce vor să se ocupe toată viața. Așa era și ea, Tata, șofer de camion, suna din cursă, voi fi la ora 15, lasă doar ca Ecaterina să gătească ceva gustos, o lăuda întotdeauna la fel, dar din suflet, cui numai un astfel de comoara îi va aparține, râdea fica, borșul merită doar tata. Tatăl, fără să înte, i-a dat bani pentru a închiria o cameră la Sankt Petersburg, iar când te vei descurca, vei merge și tu în cursă ca bucătar șef pe un feribot. Ecaterina râdea din nou, tată, pentru început, ca să mă ia măcar ca angajat junior al bucătăriei. Și asta ar trebui să-mi îmbunătățesc engleza șubredă, iar bucătarii șefi sunt în principal bărbați, deși apar și femei. Am speranță. A recunoscut pe ce corzii trebuie să joci. Ecaterina a visat să călătorească în copilărie, ea credea că ar putea trăi perfect fără niciun fel de păpuși, barbie și dulciuri, dar fără călătorii cu tata în cabina camionului niciodată și să gătește acolo se poate pe aragazul cu gaz, doar să deschizi trapa pentru a avea hotă. Ce interesant, dar feribotul este totuși mai tare. Din primele zile, Ecaterina a avut noroc. Olia, fica partenerului de serviciu al tatălui ei se adunase și ea să se înscrie la Sankt Petersburg, dar la un anumit institut medical. Nu pentru mult timp. După ce au discutat, părinții au decis că în loc ca fiecare fată să locuiască cu niște vecini necunoscuți, este mai bine pentru două colege de clasă să locuiască împreună într-o garsonieră și au închiriat o garsonieră mică de două camere în sud-vestul Sankt Petersburgului și a început viața independentă. Ecaterina și Olia nu au devenit prietene apropiate, dar nici nu s-au certat. Au fost vecine reciproc convenabile. Olia, olimpică la matematică, a intrat la Facultatea de Medicină, Pediatrie și a început să lucreze cu Zel la teza ei încă din primele zile. Această fată inteligentă, așa cum o numea Ecaterina, era complet indiferentă față de gospodărie și bucătărie, dar foarte ordonată. Ești pur și simplu o doctoriță, o doctoriță, a susținut vecina și a gătit cu plăcere cina pentru amândoi. Ecaterina, cum reușești să tot inventezi ceva nou și gustos pentru banii noștri, se mira sincer. Olia, o fată atât de drăguță și atât de practică. Nu știu, e ușor, a declarat Ecaterina, dansând la aragaz și codița lungă de păr blond de pe frunte dansașia. Ce citești acolo? în caietul meu de biologie, este un rețet de omletă cu dovlecel. Apropo, despre tine citesc. De fapt, ochii albaștri și părul blond au apărut doar acum șase mii de ani. Este foarte puțin. După standardele evoluției, mutația a avut loc în Europa de Nord și s-a dovedit a fi viabilă din cauza atractivității acestei combinații pentru sexul opus. O blondă cu ochi albaștri care iubește să gătească, ești în coronarea evoluției în ochii bărbaților, a fost de acord Ecaterina. Ea I-a învățat ușor, absolut fără efort și cu recunoștință și amintea de mamă, care abia a reușit să o convingă pe fica ei să termine 11 clase. Ecaterina voia să meargă la colegiu după nouă, iar mama nu ar fi fost împotriva, dacă nu ar fi fost teama de a o lăsa singură într-un oraș mare, o fetiță atât de mică. Pentru Ecaterina, i-a inventat alte motive. Noi cu tata ne va fi greu să plătim chiria ta atât de mult timp, Ecaterina, iar tu oricum va trebui să suferi de algebra școlară urâtă și în colegiu. Și așa mai trăiește câteva luni acasă, iar apoi imediat fără nicio algebră. Ecaterina a gândit, a gândit și a decis că este mai bine să se despartă de algebră pentru totdeauna acasă. Acum ea se lăuda și cu mama ei. Era o plăcere să înveți, ea a câștigat premii la concursuri școlare și campionate culinare. Acest lucru a fost atât de încurajator pentru ea încât chiar și engleza au forța uneori să studieze în vremea foarte ploioasă, pentru că în vreme puțin mai bună decât ploioasă, Ecaterina se plimba prin Sankt Petersburg. Într-o zi, un ploios ploios de seară și plictisitor a prins-o pe Ecaterina în mijlocul plimbării și a dus-o în cel mai apropiat supermarket. Ecaterina a hoinărit printre rânduri, a pus în coș smântână groasă cu o reducere de 50 de procente, care ar fi potrivită pentru sos, și s-a dus la casa de marcat din coada de șapte persoane. În al doilea rând se afla un tip beat care mormăia neplăcut și destul de tare la telefon. Dar ce, dacă vrei să știi părerea mea, numai mama este demnă de iubire, Borșul este de doar de tată, a chicotit Caterina în spațiu, fără să se adreseze nimănui, dar femeia din spate a râs aprobator în șoaptă, iar bărbatul înalt care stătea în fața ei s-a întors și a întrebat cu scepticism, privind-o pe blonda fragilă cu ochi albaștri care ar trebui să se hrănească cu nectar de flori. Mademoiselle știe să gătească borș, madame gătitorul, a răspuns Caterina de parcă ar fi fost abordată în fiecare zi de toți clienții din magazinul de la colț. Așa s-au cunoscut ea și Andrei, a continuat femeia din spate. Între timp, la birou, Valentina Sergeevna, mama lui Andrei, se întâlnea cu Galina Petrovna, directoarea firmei unde lucra. Dar trebuie să spun, Valentina Sergeevna, felicitări, mai surprins, Valentina. Mă gândeam că nimeni nu se mai căsătorește la 25 de ani. Tinerii trăiesc acum mult timp pentru ei înși, poate că e și bine. Nu știu, Mireasa nu e însărcinată. Da, Galina Petrovna, asta e tot, a spus Valentina Sergeevna. Pe de o parte e bine, desigur, că nu l-a împins cu burta. Dar pe de altă parte, de ce atunci să se grăbească? Și dacă nu ar fi fost apartamentul bunicii, Andrei ar mai fi stat mult și bine să se gândească la o familie. Păi ce, apartamentul ei a împiedicat, a spus Galina Petrovna. Oamenii visează să aibă așa noroc. Da, nici eu nu mă plâng, măcar nu degeaba. Eu toată viața am tăcut și am îndurat-o pe mama soacră. Ea a lăsat apartamentul nepotului mai mic. Avocatul nostru a confirmat că Nora nu va avea drepturi asupra acestei proprietăți. Dacă nu vor apărea copii, atunci ei vor fi moștenitorii. Îmi place Mireasa de la început, a întrebat Galina Petrovna. Nu știu, nu am înțeles-o încă. E foarte tânără, abia a terminat de învățat ca bucătar și s-a angajat la lucru. Au luat-o, bineînțeles, imediat într-un restaurant bun, unde a făcut practică, dar încă e ajutor. Păi, atunci Andrei tău va fi mereu bine hrănit, asta e un plus. Și nu se dă pe gât, se poate întreține singură, asta e un alt plus. Nu e oareși ce minus că nu e din Sankt Petersburg. Nu aș zice. Părinții ei locuiesc într-un mic orașel din regiunea Pscov, numit Ostrov. E foarte sărac, dar nu aș spune că e săracă. Mama ei e bibliotecară, dar tatăl ei e șofer de camion. Trăiesc într-o casă privată, cu gospodărie. Ecaterina și-a plătit singură chiria pentru apartamentul închiriat, cât timp a studiat singură. Nu e obraznică, nu e răsfățată, pare că știe să facă tot. Păi și ce mai vrei, Valentina? Acum sunt atâtea tinere fete urâte, iar tu ai o variantă destul de bună. Nu știu, nu sunt fericită de ceva, Galina Petrovna, înțelegi. Pleacă, Valentina, noi toți trecem prin asta, gelozia maternă. Iată, va apărea primul nepot și totul în interior se va calma, ca cu soacra mai mare, era normală, nu. Nu știu, nu sunt fericită, a spus Valentina Sergeevna. Dar la urma urmei, aceasta este tradiția noastră familială. Andrei are un frate mai mare cu soție și doi copii. Soțul meu are frați, familii, unchi și mătuși. Sunt acceptate sărbători mari și comune. Nu putem încălca această tradiție doar pentru că acum este la modă să călătorești. Poate că ești singur pe lume. A întrebat Galina Petrovna. Stanislav, avem o familie mare. Andrei are un frate mai mare cu soție și doi copii. Soțul meu are frați, familii, unchi și mătuși. Sunt acceptate sărbători mari și comune. Aceasta este o tradiție familială. Nu putem încălca-o doar din cauza faptului că acum este la modă să călătorești. Aveți dreptate, Valentina. Eu sunt un orfan, a răspuns prietenul tatălui Ecaterina. Familia mea este soția și fica mea. Numai cu ei sunt obișnuit să mă consider familie. Ecaterina, ce părere ai? Ești de acord cu un banchet de nuntă în loc de Thailanda? Nu pot decide singură, tata. Lasă-mă să-l întreb și pe Andrei. Corect, fiică, trebuie să decidem împreună. Andrei, ce crezi? A intervenit mama lui Andrei cu un aer de parcă acum copilul ei ar trebui să recite o poezie pregătită din timp pentru moș Crăciun cred că trebuie să respectăm tradițiile familiale, a spus Andrei, alungându-i temerile mamei sale. Banchetul de nuntă a avut loc în restaurantul unde Ecaterina lucra de curând. Șeful bucătar Ilie Mihailovici a jurat tinerei Mirese că va avea un regal pe masă și și-a ținut cuvântul. Ecaterina tot intra pe bucătărie, manevrând agil pe coridoare înguste, pentru a nu-și murdări rochia de mireasă, și se uita la partea din spate a banchetului preferat și râdea cu colegii preferați. Iarna un cofetar de la Dumnezeu, creatoarea torturilor magice, o alunga glumeț, te la mire și oaspeți. Astăzi este ziua ta, regina Săli, și aici mai ai timp să te învârți. Ecaterina mergea la mire și oaspeți. Acolo, enigmatica ei soacră, Valentina Sergeevna, îi șoptea ceva la ureche lui Andrei. Tatăl ei a adunat în jurul lui un cerc restrâns de bărbați, probabil a găsit pescari, iar mama ei pur și simplu stătea și se uita cu plăcere la sala de restaurant, stilată decorată pentru nuntă. Între mese, sub mese și traversând tot spațiul, alergau copiii, băieți, îmbrăcați în costume cu papion, fetițe în rochițe de prințese un unchi care îi privea cu drag cum se jucau, s-a ridicat de la masă și a strigat un toast pentru continuarea neamului. Ura! Andrei, nu ne dezamăgi, prindele pe fratele tău! E prea devreme încă, a spus Valentina Sergeevna, încercând să nu-l supere pe rudă. De acord, a răspuns cu un zâmbet bâlând mama lui Ecaterina. Și nu cred că a mea va fi grăbită. Desigur, va trebui să renunțe la munca în croaziere, dar mi se pare bine și locul ei actual. Da, da, Irina, cel mai important e să nu interfereze cu familia, a adăugat soacra ei cu autoritate. După nuntă, Ecaterina și Andrei, împreună cu părinții și rudele lor, au plecat în Ostrov. Mama lui Andrei nu a putut lua concediu de la serviciu. Augustul acelui an a fost cald și uscat, iar țânțarii erau puțini. Pescarii au dormit în casa partenerului lui Ecaterina de la Velicheia, iar Ecaterina și Andrei în casa vecină, ai căror proprietari plecaseră în vacanță în sud și au fost de acord să închirieze casa pentru un timp tinerilor căsătoriți. E romantic, a zâmbit tatăl lui Ecaterina către tineri. Ca pe o insulă, a spus Andrei cu satisfacție, ascultând râul când stăteau înfășurați în brațe într-o noapte caldă, cu puțin timp înainte de zori. Așa suntem doi pe o insulă, a răspuns Ecaterina. Ecaterina era foarte fericită pe insulă, dar o singură problemă o un neliniștea. Uneori erau nepăsători și Ecaterina a uitat de câteva ori să-și ia pastilele. Pur și simplu au fost zile foarte plăcute, cu multe întâlniri și evenimente. Așa că nu ți-ai amintit, a reproșat-o mama ei, cu bâlândețe, dar îngrijorată, când au fost singure. Dar dacă ai început o viață de adult, trebuie să te comporți ca un adult este o responsabilitate. Spunei lui Andrei să-ți reamintească, asta vă privește pe amândoi. Mami, el nici măcar nu știe că iau niște pastile. Tu îi spui și va fi la curent. În familie nu se împărtășesc doar lucruri plăcute. Nu am considerat niciodată că acestea sunt doar probleme feminine. Trebuie să-i spui lui Andrei, a declarat brusc și ferm mama lui Ecaterina. Cum de el însuși nu a gândit la asta și nu a întrebat. Bine, tu ești o fetiță, dar el pare a fi deja un bărbat adult. Deci, tocmai bău se mama lui Ecaterina a luat apă în mână și a pus-o la fiert. Ea făcea mereu asta când se gândea sau se îngrijora. Dar pastilele mi le-a recomandat Olia, a recunoscut Ecaterina. Olia e o fată inteligentă, a spus mama ei dar totuși nu este medic și nu studiază ginecologie. Mai bine mergi la un medic. Mami o să merg bine, dar știi că olia ia aceleași pastile și ea nu are nimic de rău. O, am spus ceva nepotrivit, a spus Caterina. Nu spune nimănui, în special mamei ei, dar te rog să nu-și imagineze ceva ciudat. Nu este treaba mea să decid ce trebuie să știe mama lui Olia sau nu. Asta este treaba ei, dar fiți atent, fete, și tu, vorbește cu Andrei și mergi la medic. Și soacra ta nu te-a întrebat dacă te protejezi. Nu, ce să zic, ea de obicei îmi spune doar salut, la revedere și ne vedem. Și cu Andrei preferă să vorbească în privat. Dar mie chiar îmi convine așa, oricum nu știu despre ce să vorbesc cu ea. Poate așteaptă de la tine un pas, a sugerat mama ei. Mami, eu pur și simplu nu sunt încă obișnuită cu ea pentru a face pași. Când mă voi obișnui, atunci voi face și un pas, a spus Caterina pentru a o liniști pe mama ei. Un an după nuntă, luna de miere pe Velicheia. Mirosul și zgomotul râului, stelele căzătoare și somni mari de sudac, pe care toți pescarii le-au adus lui Caterina. Sudac cu candelabre, un fel de mâncare vechi după o rețetă monastică. Andrei niciodată nu a mâncat așa de gustos înainte de nuntă. Fratele, tatăl și unghia au declarat în unanimitate că invidiază pentru candelabre. Ecaterina și Andrei mergeau singuri, ea nu mai dezvăluia nimănui locurile secrete ale bunicului ei. Acum toate acestea sunt atât de departe, ca și cum ar fi fost în altă viață. Ecaterina nici măcar nu are încă 30 de ani, dar se simte atât de obosită. Nu este vorba despre muncă. Acolo oboseala este plăcută, chiar și atunci când nu ai timp să te așezi. Ea este bucătar la fabrică. Acesta este lucrul ei preferat, când oaspeții din schimbul ei lasă bac și în bucătărie și nu se sfiesc să lase un comentariu pe siteul restaurantului, de la care altoralii se vor umple gura de apă. Nu-i grozav? Colegilor îi place Caterina pentru caracterul ei ușor și confortabil. Ilie Mikhailovic o apreciază și pentru operativitate. Acasă, ea nu se laudă cu succesele ei. Acest lucru le nervează pe Andrei. Ascultă, lasă munca la locul de muncă, hai să vorbim despre electronica auto, a spus el. E interesant. Dacă nu despre electronică în sine, atunci este interesant ce fel de conducere, colegi ai. Este interesant, aproape jumătate din viața soțului meu nu o cunosc. Ecaterina, vreau să mă relaxez acasă și să uit complet de problemele de la serviciu. Ești tu fanul bucătăriei tale fine, dar eu de ce trebuie să mă chinui cu asta? Nu e de un an că e așa, desigur, nu s-a întâmplat brusc. Ecaterina observase semne, dar foarte mult voia să creadă că e doar o coincidență. E obosit la serviciu, a avut o zi proastă, mama a găsit din nou ceva ce are nevoie de ajutorul lui Andrei pentru a se ocupa de el de-a lungul anilor, vederea soacrei s-a înrăutățit și ea observă chiar și cele mai mici defecte ale Daciei, care trebuie imediat remediate, ca să nu se producă dezastre teribile. Andrei, nu sunt împotriva să ajut părinții, dar de ce doar tu, fratele? Ar putea să te înlocuiască măcar uneori. Sergei are familie și copii, e mai ocupat, iar eu nu sunt familia ta. Nici măcar la cinema nu am mai mers de o mie de ani, nu am mai ronțit porumb în întuneric. Tu compari propriile tale capricii cu copiii. E o chestie diferită. Vrei să petreci timp liber cu persoana iubită? E un capriciu? Întreba Ecaterina cu bâlândețe. De ce tot răstorni lucrurile? Se enerva Andrei. Am spus pur și simplu că copiii sunt mai importanți. Nu sunt toți oamenii dragi importanți. Nu te preface că ești o fetiță mică. Asta nu mai e așa. Apropo, mama ne invită mâine la dacie, vine și unchiul mișa. Andrei, ți-am spus de două ori că o înlocuiesc pe colega mea de serviciu, copilul ei s-a îmbolnăvit. De ce pe tine nu te înlocuiește nimeni niciodată? Păi eu nu mă îmbolnăvesc, zâmb mulțumită Ecaterina. O angajată convenabilă și fără copii. Mama are dreptate, e ciudat. De ce a pornit acest dialog? E ciudat că nu avem încă copii. Desigur, dacă nu mă minți și nu iei pastile tot timpul ăsta. Știi că o femeie care naște primul copil după 26 de ani e considerată bătrână la prima sarcină. Andrei, nu mai e așa. Medicina modernă a mutat granița la 35 de ani. M-am verificat la începutul anului, nu mi-au găsit nicio patologie, și, în general, sunt o fată sănătoasă. E pentru că am crescut la țară. Dacă ai fi venit cu mine, ai fi auzit de la medic că am nevoie doar să petrec mai mult timp cu soțul meu, să nu mă stresez și să am emoții pozitive, și bebelușul va apărea când va veni timpul lui. Până la următoarea vizită la mama, soțul se liniștea și se înmuia. O întâlnea pe Ecaterina la restaurant după serviciu. Uneori mergeau să se distreze undeva sau la vizită la prieteni, la care nu mai fuseseră de mult timp. Pare că totul se îmbunătățește, revine acel Andrei serios și bun, în care s-a îndrăgostit atât de mult, încât a renunțat la planurile de a se angaja pe un iaht de croazieră. Prietena ei din facultate și a pe nume Ecaterina, cu care plănuiau să plece în răi pentru a lucra cel puțin ca chelnerițe, era supărată și-a dat din numeri. În general, nu înțeleg cui trebuie acum căsătorie doar unor insulare ca tine. Păi, dacă ar fi fost altcineva, nu un electrician auto. Păi, eu o să pot să ocolesc jumătate din lume pe oceane până te vei despărți, și apoi o să-ți spun unde e mai bine. Despre prietena pierdută și cuvintele ei, despre iahtul de croazieră pe care nu l-a luat din cauza ei, Ecaterina nu i-a spus lui Andrei, nu-i pot spune despre un electrician auto. Andrei se mândrea că câștigă mai bine decât colegii de clasă care au absolvit universitățile. Nu fiecare dintre acești începători în drept își poate permite să plătească serviciile unui mecanic auto de nivelul meu, susținea el. În tinerețe, Ecaterina îndrăgostită nu dădea importanța acestei sale trăsături, nu avea niciun prieten adevărat. El se întrecea cu toată lumea în ceva, când el plănuia să-i facă lui Ecaterina o cerere în căsătorie, le arătat tuturor colegilor ei fotografiile ei, iar apoi a povestit cu mândrie, dintre toți cei căsătoriți, eu voi avea cea mai frumoasă soție. Nimeni nu a vrut să creadă la început că o astfel de figură poate fi a unui bucătar. Pentru el este important doar să se afișeze, ca și pentru mama lui acum. Ecaterina, tot mai des, avea chef să strângă geanta de călătorie și să plece mai întâi la părinții ei, iar apoi, când și-ar fi vindecat rănile, undeva mai departe, într-o călătorie în jurul lumii. Ilie Mikhailovici ar fi înjurat elegant, era expresia lui, dar ar fi lăsat-o cu cele mai bune recomandări, dacă i-ar fi explicat totul. Ușurința ei de a pleca nu dispăruse nicăieri, dar de fiecare dată dragostea încă vie o învingea. Ea a trecut deja de două ori de o examinare la specialiști serioși în domeniul lor, recomandați de ea de către o fostă vecină și compatrioată, Olia, care era modestă, dar se ridica în mod constant pe scara carierei și se învârtea doar în cercul ei medical. Luminile medicale nu au găsit nicio predispoziție la infertilitate la Ecaterina și au insistat asupra examinării soțului ei. Un profesor îngrășat, fumător, a spus chiar așa, dacă vrea să se reproducă, va veni. Dar Andrei se ofensa la primele indicii că cauza ar putea fi în el. Întorcându-se de la părinții ei, Ecaterina a găsit doar o notă pe un birou gol, plecat în vacanță. Ecaterina a decis să vorbească cu soacra ei, așa cum i-a recomandat bucătarul șef Zema. Dacă pentru soacra ta sunt importanți nepoții, ea va găsi cuvintele pentru a-și convinge fiul să meargă la doctor, mama. El va asculta cel puțin cu atenție, poate că ceva îi se va așeza în cap încearcă să fii împreună cu ea, atunci totul îți va ieși. Ea era o femeie bună și înțeleaptă, cu un chip bronzat nepăsător, care amintea de soția unui șef de trib indian. Chiar și Ilie Mikhailovici se temea de ea, deși în viața ei nu a jignit nici măcar un pisoi. Îmi este teamă de ea, de virtutea ei, mă simt ca un ticălos lângă ea, explica el. Dar nu a funcționat să fie de acord cu soacra ei. Valentina Sergivna a ascultat-o pe Ecaterina cu nerăbdare, nu ascunzând că îi face un favor. Apoi a declarat, ești o astfel de păpușă de lemn, încât nici măcar nu înțelegi cum îți umili soțul cu cerințele tale. Sau vrei prea viclean să dai vina pentru infertilitatea ta pe el? Și ce ai plătit pentru rezultatul analizei dorite? Și iată-ți diagnosticul. Toți acești ani ai crezut că fiul tău trăiește cu un astfel de monstru, iar tu credeai că nu voi afla că ai înghițit anticoncepționale cu pumnii după nuntă, și chiar înainte de nuntă, cred de două ori mai mult. Andrei mi-a spus despre pastilele tale, el îmi încredințează totul și face bine. Nimeni nu te va asculta și nu te va ajuta așa cum o face o mamă. Nu ți se dă să fii mamă, eu atunci am interzis să bea această mizerie, dar era deja prea târziu ai ars-o pe tot ce era feminin și tu însă știi asta. De aceea te străduiești atât de mult la serviciu, pentru a-ți acoperi defectele feminine cu ambițiile tale provinciale. Sper că vor ascunde o burtă goală. Asta a fost la tine în insulă, iar aici în fiecare cantină școlară există o astfel de bucătar. Aș pleca în locul tău, poate și mai bine că ești fără copii, iar tatăl tău este din orfelinat. Cine știe ce gene sunt acolo? Ecaterina a privit-o pe soacra ei în ochi în tăcere. I-a întors privirea plină de ură. Fără să se despartă și fără să se uite înapoi, tot în tăcere, Ecaterina s-a ridicat și a ieșit din apartament. A fost rușine să plângi într-un taxi, dar lacrimile curgeau singure. Taximetristul în vârstă a tăcut, nu a întrebat nimic. A pornit încet un fel de blues frumos, o femeie cânta cu un glas joasă și catifelat, cu răgușeală. Câteva zile, Ecaterina a mai dormit singură în apartamentul Col. S-a întors de la soacra ei, a strâns două valize cu haine și încălțăminte și s-a repezit spre ușă, dar s-a oprit. Trebuia să aștepte Andrei, să-i privească în ochi și să audă ce va spune. Iar el însuși voia să creadă că, văzând că ea este gata să plece, el nu o va lăsa să plece. Ei vor remedia totul împreună. În a treia zi, el s-a întors de vreme dimineața. Ecaterina avea tocmai zi liberă și încă dormea, dar la sunetul chei îmbroască s-a trezit și a sărit ca o veveriță în coridor. Andrei a aruncat valiza pe jos cu o expresie sfidătoare pe față. Ei bine, e bine că te-ai hotărât, cred că și divorțul va fi rapid. Noua mea nu a vrut să vină aici acum, până când ești aici, se sfiește, te compătimește, e bună, spune, de ce să-i strice starea de spirit unei femei atât de nefericite? Nu știu cât de repede va înțelege cine dintre noi doi este nefericit, eu sau ea, cu un astfel de bucățică de fericire. Bine că ești! Ecaterina a luat un palton de pecuier direct peste pijama, a ridicat bagajele și, fără să simtă greutatea lor, a ieșit pe ușă. A chemat un taxi de la intrare, a mers mult timp prin oraș și nu a putut decide unde să meargă. Acum, ce să fac? A ajuns la casa Simonei. De ceva s-a decis așa. Fecioara torturilor locuia în suburbii într-o casă proprie cu soțul ei, trei copii și nepoata ei, care venise să studieze la institut. Odată, Ecaterina cu fetele din restaurant au fost acolo de anul nou. Pe o altă pină de pădure lângă gard se înălțau întregi grămezi de zăpadă albă ca zăpada, iar pe trunchi alerga o veveriță. A fost bine, s-a gândit Ecaterina, și tu încă te gândești unde să mergi, fată. Și a început să-mi vinde cerâmile cu ospitalitatea ei sudică. Aproape o lună, Ecaterina a locuit în casa Simonei și a soțului ei, Sandra. Ea a evitat întotdeauna să stea în casele prietenilor, temându-se să nu-i stângenească pe stăpânii. Dar aici se părea că este în vizită la părinții ei. Seara, toată familia se aduna pe o terasă largă. Care era înconjurată de două părți de un pin și purta conversații leneșe despre orice. Ca să se simtă confortabilă, au vorbit doar în rusă. Adesea, în weekend, se trezea mai devreme decât toată lumea și se plimba singură prin pin și pe malul Golfului finlandez. Nimeni nu se oferea să-i facă companie. Avea nevoie să fie singură. Ecaterina a reușit să depună actele pentru divorț în prima săptămână. Simona a dus-o la registratură chiar în ziua aceea după amiaza. Să cadă cel puțin o piatră mică de pe sufletul fetei, că ea pleacă și nu se uită înapoi, nu soțul. S-a dovedit că nu va trebui să aștepte mult. Nu există copii, nu există dispute, nu există bunuri. Într-o lună va fi liberă. Ecaterina a remarcat cu surprindere și bucurie că gândul la statutul de divorțată nu o face nefericită. În primele zile, umblând prin pădure, își amintea în detaliu toți cei șapte ani de viață cu Andrei și se despărțea calm în gând de tot ce a fost bun. Își amintea cum, la sfatul mamei ei, i-a spus despre pastilele anticoncepționale. Am auzit cum mama ta a spus mamei mele la nuntă că ne este încă prea devreme să ne gândim la copii, iar eu sunt de acord, eu tocmai m-am angajat. Vreau să ajung mai întâi de la asistent la bucătar complet, și apoi putem lua vacanță în același timp și să călătorim oriunde vrem. În timp ce nu avem copii, fetele noastre se plimbă așa, unii cu pachete de vacanță, alții pe cont propriu și putem face asta singuri. De ce nu, engleza s-a tras bine, iar pastilele astea sunt sigure, le poți lua și fetele care nu au născut. Ecaterina, ce fată deșteaptă ești! Nici măcar nu am întrebat cum rezolvi asta, dar te-ai descurcat singură foarte repede. Aha, doar că aceste medicamente se beau în fiecare zi, chiar mai bine la aceeași oră, iar eu am uitat de câteva ori. I-am spus acest secret ca să mă amintească și pe mine, dacă e cazul. El, desigur, uita, dar Ecaterina a reușit rapid să-și dezvolte o obișnuință singură. Și la câteva săptămâni după întoarcerea la Sankt Petersburg, Andrei a revenit brusc la această temă. Ecaterina, vreau să te rog să nu mai bei aceste pastile. Poate fi dăunător. Poate că această chimie și hormonii vor provoca un fel de defecțiune și, în general, nu vor exista copii când vom decide să-i avem. Și atunci ce să facem? Ai spus că alte metode nu-ți plac, te-ai răzgândit. Asta e grozav, Andrei, cu plăcere voi face fără chimie, deși este un remediu dovedit și sigur. Tu nu m-ai înțeles corect, a obiectat soțul, s-a enervat, vreau doar să găsești o altă modalitate fără hormoni, o spirală sau ceva. Uau, wow, ce cunoștințe ai în chestiuni feminine, a râs surprinsă Ecaterina. Mai plictisit de exemplu, ca ai prieteni medici, află alte metode. Vreau doar să rămâi sănătoasă. Ce mică și naivă a fost după una asemenea tată. Ce soț trebuie să alegi? I se părea doar că soțul ei este grijuliu, dar el a început acest dialog după ce a sărit pe câteva ore în vizită la mama lui. Și dacă nu ar fi ea, nici măcar nu s-ar fi gândit să se intereseze cum își rezolvă soția problemele feminine. Atât de mulți ani a fost o soție convenabilă. Fetele de la serviciu râdeau că soții bucătarilor mănâncă adesea găluște din magazin. Acasă soțiile lor se odihnesc de bucătărie, iar Ecaterina încerca să gătească delicios și variat acasă și nu vedea nimic eroic în asta. I se părea că așa ar trebui să fie și că trebuie să fie mai ușor să înțelegi atunci când soțul spune din greșeală o prostie jignitoare în furie, că doar este obosit. Ce prostie! Și atunci, acum șapte ani, ea a revenit din nou la problema ei: dacă pastilele nu le-au potrivit, există ceva mai sigur. Olga a răspuns că spirala nu este recomandată pentru fete care nu au născut și și-a susținut cuvintele cu o bază teoretică, dăruindu-i Caterinei câteva articole ale profesorilor ei. Așa era caracterul ei. Și, în general, mama, a declarat ea. Probabil sunt o idealistă, dar, după părerea mea, curajul ar trebui să-ți ușureze viața, iar tu tot totul a devenit mai complicat. Dacă Andrei tău se teme atât de mult de medicamente, concluzia logică este să se îngrijească de această parte el însuși. Mulți bărbați sceptici fac așa. Totuși, nu suntem la un asemenea nivel de înapoiere încât să dăm vina pe femei pentru tot. Andrei a spus că promite să se gândească, iar Ecaterina s-a grăbit să se bucure. Când aștepta ceva, întotdeauna se aștepta la ce mai bun, nu la ce mai rău. Probabil că ar trebui să fie invers, pentru a vedea viața cu ochii limpezii și a nu te dezamăgi atât de tare mai târziu. Andrei a stat o săptămână să se gândească, apoi a sărit pe câteva ore la mama lui și a luat decizia de a se sacrifica. Ecaterina își amintește acum asta cu o tristețe ironică dar atunci era foarte recunoscătoare. Soțul ei a acceptat un mod incomod, s-a luptat pentru ea. Andrei a subliniat periodic importanța gestului său, care îi spășea orice greșeală a lui pe zece ani în față, dar i-a ajuns pentru puțin mai puțin de un an. Și este uimitor că a rezistat atât de mult. Probabil că atunci încă o iubea puțin, Într-o zi, ea s-a întors de la serviciu cu o zâmbitoare zâmbitoare, a pus pe masă un tort ciudat făcut de ea, o sticlă de șampanie, și a anunțat: M-au promovat. Sunt șefa tinerilor bucătari din secția caldă, domnule amuzant. Andrei s-a bucurat pentru ea, a felicitat-o, au sărbătorit. Desigur, munca a început să ocupe mai mult timp pentru Ecaterina decât înainte, și asta era de așteptat. După două săptămâni, soacra ei, Valentina Sergeevna, la propriul ei ziua de naștere, i-a declarat în toată sala, Ecaterina, cel mai important lucru este ca munca să nu fie în detrimentul familiei. Ar de la serviciu, familia este abandonată. Asta se scrie doar în revistele voastre sclipitoare că se poate combina cu succes. Ale mele. A înțeles sincere Caterina imediat. Nu citesc reviste sclipitoare. Soacra ei, sărbătorita, și-a strâns buzele, soacra mai mare, Svelana, a tras-o pe Ecaterina de rochie de sub masă. Laso, nu-i acorda atenție Valentinei noastre, i-a sfătuit ea. Când am venit în bucătărie să verific mâncarea fierbinte, îți mulțumesc că ai apărut. Ea a pierdut interesul pentru toate păcatele mele, i-a curățat oasele, dar nu a găsit nimic înfricoșător pentru Sergei, iar noi cu Sergei am avut timp să avem doi băieți e prea târziu să bei borjomi, cum va spune socrul nostru. Naște un copil, ea va înceta să te deranjeze încet, pentru că nu va mai avea rost să te certe, divorțul cu copii este împărțirea proprietății. Iar seara, când s-au întors acasă, Andrei a propuse Caterinei, hai să renunțăm la contracepție, va apărea un copil. Așa va apărea, sunt gata, salariul meu este bun, vom putea trage cu o garsonieră cu un copil. Nu mai are rost să așteptăm. Andrei, poate așteptăm încă puțin. M-am avansat doar acum, așteptam cu nerăbdare asta, iar apoi totul de la zero din nou. Da, te vor avansa mereu. Ești capabilă, a ripostat Andrei. Chiar cu o anumită mândrie, i s-a părut ei. Nu te îngrijora așa. Nu ești juristă, căreia au ieșit legi noi, în timp ce ea stătea în concediu de maternitate. Ce se va schimba în bucătăria ta în un an și jumătate? Dimineața, pe drum spre serviciu, Ecaterina a sunat-o pe mama ei și a spus ce decizii au luat. Nu ești prea încântată, am ghicit. Mama ta a cedat pur și simplu lui. Da, a fost neașteptat. Nu eram deloc pregătită. Mă gândeam că ne este bine și așa, la doi, iar copiii să vină la vreo 57 de ani, dar Andrei vrea. Ei bine, dacă ai acceptat deja, uită-te la asta dintr-o altă perspectivă. Copilul se va naște mai devreme, apartamentul va crește mai devreme, nu trăiți în sărăcie. Noi cu tata vă vom ajuta mereu, dacă e nevoie. Acum ai mai multă putere, sănătate și nervi decât femeile de vârstă. Nu vei avea timp să te uiți înapoi, iar tu ești o tânără mamă unei tinere frumuseți sau a unui tânăr adult. Dar vei fi prieten cu copilul Mama lui Ecaterina a alungat îngrijorarea lui Ecaterina și, într-adevăr, de ce să complicăm lucrurile? Tatăl a sunat în acea seară. Irina ți-a spus despre planurile tale, eu le aprob și comandul moștenitor de pescar nu vreau să-mi duc locurile de pescuit în mormânt. Părinții lui Ecaterina nu și-au amintit de această conversație timp de doi ani, de parcă nu ar fi existat. Mama lui Ecaterina credea că cu cât mai mult te grăbești evenimentele, cu atât mai puțin vor vrea să se întâmple. Cu atât mai mult cu cât băieții sunt atât de tineri, este de-a dreptul amuzant să te îngrijorezi. Pe drumul de acasă de la serviciu, Valentina era iritabilă. Iată-o din nou, venind să-și confecționeze o haină bărbătească veche pentru copii. Aceasta este o familie cu venituri mici care are un copil aproape în fiecare an probabil că cea mai mare parte a veniturilor lor provine deja din alocațiile pentru copii. Este murdară, cu părul în dezordine. Nu are timp să-și spele părul, dar este mereu plină de energie și pare mulțumită, de parcă totul ar fi în regulă. Se întâmplă să fie atât de irresponsabil. Este surprinzător că nu beau amândoi. De obicei, bețivi au atât de mulți copii. La rândul ei, Valentina avea propriile probleme. Fiul ei mai mic, după divorț, este încă în derivă, fără soție, fără copii și fără mamă. S-a îndepărtat cumva de fratele său mai mic, Andrei. Valentina îl iubea mai mult decât pe toți ceilalți din familie. Cu cel mai mare, Sergei, nu era timp pentru tandrețe. Trăiau atunci cu soacra ei. Valentina a vărsat atâtea lacrimi neputincioase, încercând să se adapteze la această mizantropă. Era inutil să-i plângi soțului de mama lui. Ia Anatolie și-a găsit și un refugiu pentru a-și scuipa nemulțumirile. A găsit o tânără și veselă femeie de serviciu la serviciu, care nu se plângea. Atunci soacra s-a speriat și a început să-l aducă acasă la șapte. Pur și simplu se temea că Valentina va începe să împarte apartamentul lor dacă va pleca. Nu se știe cum s-ar fi întâmplat lucrurile dacă nu ar fi fost concediată sau dacă nu ar fi murit bunica, care trăia singură de multă vreme și căreia îi se cuvenea un apartament singurei nepoate. Acolo s-au mutat Valentina, soțul și fiul ei, chiar fără să schimbe tapetul sau să schimbe cearșafurile după moarte, grăbindu-se să fugă de soacra ei. Tolik era atât de fericit de un apartament separat, chiar dacă nu îi aparținea, încât și-a abandonat stagiara. Curând, Valentina a aflat că este din nou însărcinată. Își amintește încă că a fost încântată de asta, i-a dat speranță pentru ceva mai bun. Serghei, tăcut și încăpățânat, se uita tot mai des cu suspiciune și se învârtea mai mult în jurul tatălui său, iar Valentina se săturase de soțul ei. Ea a fost lăsată la merciul mamei sale, în timp ce el se odihnea cu amanta sa și trăia pentru că acum în apartamentul ei, totul este ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Trebuie să-i reamintească mai des că este teritoriul ei, iar acum va avea un copil care va avea nevoie de ea. Valentina aștepta mai mult o fată, dar a născut un Andrei cu ochii mari, cu plete de la naștere. Cu o frunte ascuțită, ca un bebeluș dintr-o imagine publicitară. Spre deosebire de Serghei, el a crescut ascultător și afectuos, răspunzând cu recunoștință la dragostea ei. Cu timpul, când Valentina avea deja nepoți de la fiul cel mare, Serghei tot aștepta nepoți. De la cel mai mic era sigură că îi va iubi mai mult. Nu se confesa nimănui. Era rușinos să se recunoască că nu-i place prea mult mijlocul. Fiei se uită la bunică cu suspiciune. Fiecare cuvânt din ei trebuie scos cu forța. Probabil că Svela n-a înțepă împotriva ei. Nu i-a plăcut imediat această svelana. Anatolia a început imediat să stea la fiul și nora sa, locuind mai mult la ei decât acasă, și susținea că totul este perfect, o familie minunată. Te mai nu dau afară de acolo, o înțepa. Sergei, svelana, spun că ajut foarte mult cu copiii. Pentru băieți, bunicul este un autoritate. Așa este doar nașul. Pot să marchez pe calendar, pentru claritate, câte zile ai fost acasă pe lună. Nu mi-ai spus că am nevoie de tine aici. Dacă ai nevoie de ajutor, nu refuz. Mulțumesc, mă descurc. Bunicul este un autoritate. Doar Andrei o bucura, chiar dacă se mutase deja să locuiască în apartamentul bunicii, care era mult mai aproape de locul de muncă, nu-și uita mama. O vizită în fiecare weekend acasă și la Daha, dar și cadouri și ajutor. Nu rata nimic la serviciu. Celelalte croitore se chiar îi invidiau pe Valentina. Nu toată lumea are un astfel de fiu. Și eu nu invidiez pe băiat, glumea șefa. Va găsi o fată și tu o vei mușca de gelozie, Valentina Sergeevna. Se va plictisi să se joace între două focuri. Valentina trebuia să zâmbească și să chicotească. Șefa totuși își va exprima opinia, pretinzând că este o glumă și nu-i poți închide gura, iar ea se temea cu adevărat să-și imagineze că Andrei va întâlni pe cineva și se va îndepărta de ea. El este atât de respectuos, cine îi va cădea? Tu ai fost la aniversarea unui coleg, erau și fete acolo, o întreba ea. Mamă, desigur că erau, nu suntem călugări și nici stilisti, îi răspundea fiul cu bâlândețe. Andrei, sper atât de mult să ai mai mult noroc decât fratele tău. Acum sunt atât de mulți șomeri, leneviști și acești stilisti, iar tu ești un tip temn, cu un loc de muncă bun, cu propriul tău apartament. Alece cu atenție, cu mintea. Mamă, nici nu m-am gândit la relații serioase. Tu ești prea speriată înainte de timp și cu cele neserioase, fi atent, aproape țipa Valentina. Și iată că el îi anunță că are o fată, că totul este serios și că se vor căsători, nu se vor muta împreună, vor locui și vor vedea cum va fi, așa cum este acum la modă. Și să meargă la registratură, iar ei se cunosc doar de patru luni și fiul nu a menționat-o niciodată. Valentina s-a pregătit imediat pentru o observație critică, critică și apărare activă. Fetele de la serviciu i-au speriat puțin, nu te ataca prea mult pe viitoarea noră. Mai de mult era o vorbă, începând, cuculon locuiește pe cea de zi, câte cazuri în care tetele au pierdut așa de prost feii, uite ce fată va scăpa și cât de îndrăgostit este, se pare că ai jignit-o și nici măcar nu mai intră fiul, iar ieri era cel mai iubitor. Valentina a decis să fie mai atentă. La întâlnirea cu noua ei, nu a găsit nicio asemănare cu Nora mai mare. Era o altă persoană, prea suspectă, de care nu puteai să te agăți de nimic. E foarte tânără, a oftat Valentina, în timp ce își răsfoia alte argumente. Dar nu ești o școlăriță, totuși ți-a plăcut să repeți că în generația ta toți aspirau să se căsătorească până la 20 de ani. De ce crezi că acest lucru nu este posibil acum? Viața este diferită acum, și tu nu ai văzut niciodată părinții ei din aceste orașe mici, după ce întreprinderile s-au închis după prăbușirea Uniunii. Așa că oamenii au plecat în toate direcțiile, au rămas doar cei cărora nu le trebuie nimic să se îmbete. Oricum, de unde ești sigur că la Mireasă nu se adaugă o astfel de familie? Mama, nu mă căsătoresc cu familia, dar dacă ți se pare atât de important, la Ecaterina, tatăl ei nu bea aproape deloc, este șofer de camion, tot timpul la volan, o întreține. Ecaterina trăiește aici de doi ani într-un apartament închiriat bun, nu înfometează și hainele și încălțămintea. Uneori le cumpără tata, îți transferă bani, mama, bibliotecară, Ecaterina citește din copilărie, este interesant de vorbit cu ea. Și are o profesie bună, și nu visa să găsească un prinț pentru a nu lucra. În general, nu mai există astfel de fete. Nu te mai certa cu fleacuri, altfel ne certăm. Niciodată nu vorbise așa, chiar și în glumă, Valentina și-a amintit din nou de avertismente și s-a grăbit să spună, da, este doar că sunt surprins, ar fi putut să-mi pregătească mama treptat. Se pare că va trebui să mă împac, gândease cu tristețe Valentina la nuntă, privind la tineri. Soacra sa era de două ori mai tânără decât ea, mai zveltă și soțul ei sări în jurul ei ca și cum nu ar fi soția lui, ci o străină. Probabil că și fiica mea va aștepta ca Andrei să sară în jurul ei. S-a obișnuit cu asta. A refuzat să meargă în vizită la socri, să hrănească țânțarii acolo pe râu, a mințit că nu-i dă concediu, nu vor merge la serviciu să afle cât de adevărat este, dar la autogară, din motive de decență, a venit să-i conducă pe tinerii căsătoriți, pe Anatolie, Serghei și noua familie. Le-a împins prăjiturile în drum, a urmărit-o pe noră și pe soacră. Cu siguranță mama ei a învățat-o cum să prindă băieții cum să fluture cu mâna, cum să-și miște piciorul, iar cum ochii lui Tolic s-au aprins, fericit că pleacă de la mine și nici măcar nu ascunde. În fiecare zi, de la prima oră dimineața, îmi doream să-l sun pe Andrei, dar m-am abținut, trebuie să verific cât de des va aminti de mama. A sunat el, dar odată pe zi și tot timpul se grăbea să termine conversația mai repede. Toată ziua trebuia să fie undeva, de parcă nu era luna de miere, ci o misiune nebună. Iar când s-a întors acasă, a trebuit să aștept până la ora 14 ca fiul să vină. Andrei a apărut bronzat și zâmbitor ca un salvamar dintr-un serial. Era chiar dezamăgită că nu era dor de o astfel de mahala. În povestea cu atâta plăcere despre părinții soției sale, glumea despre ceva legat de pescuit și ciuperci. Valentina l-a întrerupt cu o întrebare: Ecaterina ta nu este însărcinată. Mamă, cum să înțeleg asta într-un timp atât de scurt. Și în general, Ecaterina este o fată tare și a rezolvat rapid această problemă. Bea niște pastile fiabile de nouă generație, așa că nu-ți fie teamă de nepoți timpuri. Pastilele, Valentina abia nu s-a sufocat, dar imediat i s-a deschis un al doilea suflu. Nu se teme minunata ta, Ecaterina că, atunci când va dori să devină mamă nu va mai putea funcționa corpul, îl va strica cu toți acești hormoni, dacă nu l-a stricat deja. Egoismul este grosolan. Valentina se revărsa ca un privighetoare, a găsit punctul vulnerabil al miresei ideale, a vizat și a lovit în el. Peste un an i-a anunțat cu răutate că temerile ei s-au confirmat. De-a lungul a doi ani, nu a trecut o săptămână în care fetele de la serviciu să nu audă ce spunea despre nora ei inutilă și infertilă. Fetele, dar eu cred că ar fi mai bine să divorțeze de ea acum, cât nu s-a obișnuit încă și nu a acumulat bunuri comune semnificative, până când își poate aduce o soție tânără și sănătoasă, fără un handicap străin. Văl cât ascult toate astea, atât de mult mă mir, a spus croitoreasa tăcută Tatiana, care era considerată o bună conversatoare, deoarece vorbea rar singură. Lucrez cu tine de mult timp și mă amintesc cum plângeai de la soacra ta, de ce să nu întrerup acest cerc vici de svergie rele din natură? Fetele au tăcut și au privit cum Valentina se zbate să prindă aer cu gura. Nu merită nora mea o soacră bună, a spus ea. Vai, dacă am prim toți ceea ce merităm, ar fi foarte înfricoșător să trăiești, a spus Tatiana cu dispreț și s-a întors la prânz în tăcere. Dar Valentina nu a vrut să reia conversația. Fiul ei a divorțat calm. Valentina se pregătea pentru niște scene seriale, nu știa care, pentru sosirea soacrei, pentru apelurile telefonice nocturne ale fostei Miresei, pentru tăierea părului fiului ei la locul de muncă sau în fața blocului, pentru reclamații la bunuri. Valentina era la curent că Ecaterina a plătit până la ultimul ban întregul credit pentru mobilierul nou și aștepta reclamații la mobilierul din apartament dar totul a trecut liniștit, ca și cum Caterina nu ar fi fost niciodată un vis, dar Andrei a început să-i viziteze pe mama mai rar. Weekendurile și chiar și atunci cu intermitențe, iar după serviciu a încetat complet. Din conversațiile sale telefonice, Valentina a simțit că ceva nu este în regulă, așa că a început să-l întrebe pe Serghei. Tu vorbești cu fratele tău. Ceva nu-mi place la el, a întrebat ea. Mamă, și cine-ți place? A râs cel mai mare fiu. Totul este normal la el, locuiește, lucrează. Ceva nu spui, a insistat mama. Mamă, de când mă întreb despre el. Mi se părea că vă înțelegeți perfect. Ți-am spus deja, din punctul meu de vedere, totul este normal. Cu Sergei era întotdeauna imposibil să vorbești în mod sincer. Andrei nu a sunat niciodată, iar Valentina a stat la serviciu până la ora 3, pentru ziua de naștere a șefei. Spre deosebire de ceilalți, ea a fost scutită de muncă pentru a ajuta la pregătirea sărbătorii. După ce s-a despărțit de colegi la metrou, a privit la ceas și s-a gândit, Andrei ar trebui să fie deja acasă. A sunat la interfon și s-a deschis imediat. Cum poți deschide ușa la intrare fără să-ți spui numele, fără să întrebi cine a venit? Andrei așteaptă pe cineva. Ușa a fost deschisă de o blondă strălucitoare cu șolduri curbate, îmbrăcată într-un chimonoros scurt. A întrebat-o pe Valentina cu o uimire lenevă: Tu cui, probabil te-ai înșelat. Nu m-am înșelat, iar tu cine ești? A întrebat-o Valentina cu severitate. Înțeleg, tu ești mama lui Andrei, a spus cu o zâmbitoare nepăsătoare blonda neperturbată. Și eu sunt noua lui soție. Sunt la curent că fiul meu a divorțat, dar nu am auzit să se recăsătorească. Sunt soție civilă, a explicat blonda cu condescendență. Și unde este Andrei? El este în magazin să cumpere ceva de ronțăit la cină. Nu veți invita să intrați? A întrebat blonda. Desigur, desigur, a fost de acord. Andrei și cu mine suntem bucuroși de oaspeți, dar ne place să fie anunțați în avans așa că este mai convenabil pentru toată lumea. Nu sunt oaspeți, sunt mamă, a amintit cu uscăciune Valentina și s-a așezat pe canapia în sufragerie. Mama este de asemenea un oaspete, dacă nu locuiește aici, a răspuns blonda cu o zâmbitoare. Apropo, eu sunt Victoria. Valentina Sergeevna, a spus Valentina cu reținere. Foarte plăcut, a răspuns Victoria cu indiferență. Cum de poate fi plăcut pentru tine, nagâță, a gândit Valentina. Valentina examina sufrageria. Parcă și totul era la fel ca înainte, dar totul era diferit. Pe masa de zi largă și luminoasă se adunaseră niște aparate, lămpi, borcane, tuburi, instrumente mici, șervețele, mânuși. Victoria, nepăsătoare, a început să despartă această grămadă și să o împartă în pungi. Tu ești manicuristă, a întrebat Valentina, pentru a nu tăcea și pentru ca să sune nepăsător. Meșterul de manichură a corectat-o cu condescendență și în ochii ei, Valentina a citit, credeți că mi-ați jignit, bătrână proastă. Desigur, Valentina și-a inventat singura asta, dar s-a simțit jignită, de parcă asta ar fi spus-o naiva Victoria. Bine că în sfârșit a venit Andrei. O mamă, a clătinat el fără prea multă bucurie te-ai cunoscut deja fără mine. Aha, iubitule, a prelungit Victoria și l-a sărutat lene pe buze, scoțând din pungă ceea ce a adus. Acum vin în câteva minute, a decis Valentina să profite de această oportunitate și a urmat fiul ei în bucătărie. Mâncați semi-preparate, a găsit ea un început de conversație, arătând spre cutiile și ambalajele sub vid pe care le scoatea fiul ei din pungă. Mami, noi suntem oameni ocupați, nu avem timp să gătim. Ai ceva? Nu pot veni la fiul meu doar pentru că mi este dor, desigur, pot suna. Victoria poate avea clienți. Ce clienți pe apartamentul tău și la noapte și că îi voi speria? Valentina Sergeevna, serviciile unui maestru de manicură la domiciliu sunt destul de profitabile, dacă știi să le faci. Și da, clientele iubesc să stea confortabil și să vorbească, a cântat Victoria, care s-a apropiat neobservată de spatele ei. Așa că totul este clar. A întrebat Andrei Victoria cu un ton diferit. Trebuie să plec, a spus Valentina, astfel încât fiul ei să se simtă rușinat. Să-ți chem un taxi imediat, a propus el politicos. Valentina a acceptat taxiul să cheltuiască bani pe această manichiuristă cu siguranță va cheltui, va veni în vizită. Trebuie să-i spun că Victoria este bine aranjată, folosește apartamentul lui ca salon, pentru a nu plăti chiria unui cabinet de manicură. Încă probabil nu are unde să locuiască, a găsit un prost pentru frumusețea ei. Când a reușit să-l scoată pe Andrei de la salonul de manicură în care s-a transformat apartamentul său, Valentinei nu i-a devenit mai ușor. Toate repetițiile ei bine gândite au fost date în zadar. Andrei a întrerupt conversația incomodă la prima frază, mami, nu începe. Victoria mă iubește și asta mi este suficient. Ea nu este obligată să iubească și rudele mele, a spus Valentina. Ea nu locuiește pe apartamentul meu, nu o vei vedea și nu o vei vedea. Cum să nu o văd? A întrebat Valentina nedumerită. Dacă aceasta este cu adevărat viitoarea ta soție, nu ne putem evita să ne întâlnim. Mami, mulți oameni civilizați trăiesc așa. Dacă nu-ți place, de ce să te întâlnești cu ea? Poate că și tu nu vei mai comunica cu mine ca oamenii civilizați. A strigat aproape Valentina. Mami, nu face un spectacol, a răspuns Andrei indiferent. Trebuie să verifici cablurile din baie. Andrei a plecat să verifice cablurile din baie, așa cum i-a cerut mama lui. A făcut toate reparațiile de care i avea nevoie și, înainte de a pleca, i-a spus să-l roage uneori și pe Sergei să-i ajute. Fratele mai mare se pricepea perfect la același lucru ca și Andrei, iar el locuia mai aproape de casă. În plus, el și Victoria economiseau bani pentru o vacanță, iar ea nu fusese la mare de doi ani de aceea el va lucra ore suplimentare, schimburi suplimentare și slujbe partime. Cum te-a manipulat? A izbucnit Valentina. Mami, ea mă iubește și vrea să-mi dea un copil, despre care tu te-ai îngrijorat. Victoria nu va vrea să-l aducă la tine dacă te vei comporta cu ea așa de părtinitor. Valiuca Sergeevna, ce mai voi ai? A oftat îndurerat șefa. Nu toate sunt ca fosta ta țărancă. Și ți-am spus asta. Dar aceasta este Victoria, care va naște un copil lui Andrei, iar dacă te vei calma, te vei ocupa de treburile tale și nu-i vei indica fiului tău defectele ei, atunci ea nu va pune și nepotul împotriva ta. Vreau să-ți fac bine, dar tu pare că nu-ți vrei binele. Valentina a reflectat la cuvintele lui Galoca Petrovna toată seara și a fost nevoită să fie de acord cu ele cel puțin pentru o vreme, cât timp încă nu cunoștea punctele slabe ale acestei victoria. Dar timpul a trecut și ea nu a avut ocazia să le afle. Andrei venea mai rar și nu împărtășea detalii din viața lui. Arăta obosit și îmbătrânise, deși până de curând arăta ca un tânăr. La noi totul este bine, mamă, această liniște a durat nu mult. Înainte de sărbătorile de anul nou, Valentina a trăit o nouă explozie de bucurie. Fiul ei a sunat și a întrebat dacă l-așteaptă la cabana pentru anul nou, ca de obicei. Desigur, fiule, de ce să întrebi? A uit Valentina cu un glas plin de viață și cât mai prietenos pe care l-a putut. Și pe Victoria a du neapărat te așteptăm pe voi doi să ne cunoaștem cu Sergei și cu Svelana, să vorbim. O să venim, mama. Ne așteaptă o vacanță în Thailanda. Victoria a plecat deja, se întoarce doar pe 5 ianuarie. O, singură. Unde te duci, doamne, iarna și în prag de anul nou, singură. Mami în Thailanda este perfect pentru anul nou. Oricum, nu ne-am fi descurcat financiar să mergem amândoi iar acum s-a evit această ofertă de vacanță ieftină. Nu puteam să o refuzăm, pentru că nu am avut timp să strângem bani suficienti. Tu ai luat doar ore suplimentare, iar Victoria nu a avut clienți. Mami, de ce ți pasă de problemele noastre mărunte? Ca să ai clienți mai serioși, trebuie să investești în materiale bune și echipament. Așa că am fost nevoit să investim puțin și mașina de spălat a trebuit să fie schimbată. Cea veche era deja atât de uzată încât era mai scump să o repari decât să cumperi una nouă. Victoria a plecat în vacanță cu tot echipamentul de lucru. Poate că în hotel vor apărea clienți ruși. Da, a spus Valentina uluită, temându-se să-și exprime gândul care îi se strecura în minte, și Victoria s-ar fi descurcat fără Thailanda, dacă îl consideră soțul ei cum îl poate lăsa singur la un sărbătoare de familie ca anul nou. Valentina însuși era o femeie destul de conservatoare și credea că este important să păstrezi tradițiile, iar în anul nou toată lumea ar trebui să se reunească la aceeași masă, așa cum se întâmplă în rândul oamenilor respectabili. Și așa au întâmpinat anul nou în același cadru ca în ultimii șapte ani, doar cu un membru mai puțin. Au băut șampanie la miezul nopții, pentru a începe o conversație, Valentina a adus vorba despre plantațiile de la Daha, despre ce ar putea planta nou primăvara. Poate că ar trebui să planteze mai multe căpșuni pentru copii. Anatolia a primit un telefon, pentru prima dată în seara aceea s-a animat, a sărit de la masă pe verandă și apoi a ieșit afară. Valentinei a trebuit imediat un nou borcan cu murături și conserve. Și a plecat pe verandă s-a apropiat de ușa din față și a auzit o conversație dincolo de ușă. Stas, prietene, ce om ești, ce bărbat corect! Cât de mult mă bucur că m-ai sunat, să-ți urez un an nou fericit! Mă temeam că totul s-a dus. Da, desigur, voi încerca să găsesc o barcă pe aceleași lagune. Da, desigur, îmi vor da concediu, unde săl l dea unui pescar bătrân tu ești totuși cinere pentru mine, așa că transmite Irinei mele frumuseței salutul meu, doar să fie sănătoasă și să o păstreze soțul. Dar până atunci, dragă, până atunci, nu te pierde. Și eu nu mă voi pierde. Victoria nu s-a întors pe 5 ianuarie. A trimis un mesaj, rămân încă două luni, am găsit de lucru într-un salon rus. Ce două luni? De unde bani pentru chirie? Andrei a început imediat să-i sune numărul, dar era închis. Ora 14 și 3 minute, închis. A început să se gândească să apeleze la poliție. O turistă rusă a dispărut în pataia, nu iese la legătură, poate că i s-a întâmplat ceva. Și-a adus aminte că în sertarul de jos al comodei din dormitor erau câteva fotografii tipărite cu Victoria. De înaltă calitate, de la o ședință fotocomandată de ziua ei era mai bine să le atașeze cererii. Andrei rar se uita în sertarul de jos al comodei. De la cumpărarea acestei piese de mobilier, acolo se aflau cutii cu bijuterii de aur. Pentru fiecare sărbătoare, ziua ei de naștere, anul nou, 8 martie, îi cumpăra Ecaterinei Cercei un colier sau un inel mic, nimic ieșit din comun, dar totuși. Mama lui credea că acestea nu sunt doar cadouri, ci și investiții utile ce o stare să dai prostii? Plecând, Ecaterina nu a mintit de aceste investiții utile. Mama lui susținea că fosta soție va veni încă să ceară proprietatea pe care o poate considera ei. Uite, vezi, doar o chestiune de timp. Primele săptămâni, apoi lunile au trecut. Andrei a așteptat și s-a temut de un telefon de la Ecaterina sau de o vizită de la socrul ei, dar a trecut suficient timp pentru a înțelege că ea nu are nevoie de nimic de la el. O va trimite prin poștă pe insulă, o va da mamei sale sau o va vinde la un amanet. Victoria nu va purta niciodată ceva care a fost dăruit unei alte femei. Andrei a deschis sertarul și a văzut că era aproape gol, cu excepția unei perechi de brelocuri ieftine pentru mașină, oferite de clienții atelierului auto. Valentina a aflat despre dispariția Victoria și despre bijuteriile de aur de la fiul ei mai mare, nu de la Andrei. Ea a fost cuprinsă de furie. De ce nu există încă un dosar penal împotriva acestei reptile? Sercea a privit-o cu calm disprețuitor. Mamă, Andrei nu va face nimic. El a dat banii pentru vacanță de bunăvoie și ea nu i-a furat nimic. Aceste lucruri îi aparțineau Ecaterinei, dar ei nu mai sunt necesare și lui nici atât. Ce rățchilți generoși! A strigat Valentina. De ce nu le-ai spune vreodată fiilor tăi că nu trebuie să fie atât de proști? Copii, uitați-vă la tatăl vostru și nu fiți așa de proști. Anatolia zâmbit sarcastic și s-a plecat în fața ei. Și, în general, este bine că a fugit. Acum, cu acest aur, s-a răscumpărat, nu-i așa? Mama, chiar dacă aș putea o convinge, nu vreau să o fac. Abia m-am recuperat, iar acum trebuie să mă întorc la ritmul nebun de muncă și la cursuri. Mami, după muncă și cursuri, voi fi complet liberă și nimeni nu mă va face să sufăr. Iar asta este cel mai important lucru. Este mai ușor să te obosești fizic decât să te epuizezi sufletește. Stăpânul meu, Stanislav, a consolat-o pe soție seara. Ecaterina știe ce are nevoie. Ar avea prea mult timp pentru tristețe și gânduri, iar asta nu va ajuta nici la sănătatea ei, nici la o nouă viață. Este încă atât de tânără și nu văd să se fi dezamăgit de toată omenirea. Mai mult, are și noi și prieteni minunați la locul de muncă. Și așa, Ecaterina s-a întors la Sankt Petersburg și s-a înscris la cursuri pentru a obține un certificat de bucătar pe navă. Ilia Mihailovici a înjurat îngrozitor și a amenințat că nu va reduce programul ei de lucru din cauza cursurilor. Nu poate angaja un bucătar suplimentar în atelierul fierbinte înainte de plecarea ei. Proprietarul nu va fi de acord cu asta. Dar a avertizat restul că Ecaterina nu ar trebui să înlocuiască pe nimeni. Lăsați-o să se odihnească, că ceea încă învață. Ilia Mihailovici avea prieteni de la portar până la academician și în această companie pestriță s-a găsit și un proprietar al unei agenții de recrutare pentru echipaje. Aceste companii recrutează echipaje pentru nave. Văzându-o pe Ecaterina, el a început să o sperie de la început. Crezi că vei vedea lumea? Vei privi prin hublou. Uneori nu vei avea timp să te uiți. Va fi o muncă infernală, cu puține zile libere. Nu vei fi singură nicio clipă, nici măcar noaptea. În cabină cu tine mai sunt încă trei persoane, chinezoice și filipineze care împart spațiul. Mai bine te adaptezi pe uscat, câștigi niște bani și mergi în acel croazieră ca turistă. Vă mulțumesc pentru avertisment, dar sunt pregătită să muncesc. Am citit multe recenzii reale și am vorbit personal cu oameni care au lucrat ca bucătari în croaziere. Mi se potrivește. Dacă îmi dau seama că am greșit, nu voi plânge și nu voi intra în panică. Voi lucra contractul ca atare și voi reveni pe uscat, iar dacă îmi va plăcea, voi continua să trăiesc în mare. Bine, vezi singură. Unii oameni chiar le place. Desigur, între schimburi poți cobor pe țărm și să te plimbi cu siguranță vei vedea mai mult decât aici. Dar fi pregătită pentru o scădere. Ține cont că funcția ta în primul croazieră va fi mai mică decât cea de pe uscat, dar există o anumită probabilitate ca cei șapte ani de experiență și recomandările lui Ilia să te ajute. Ecaterina era de acord să meargă chiar și ca asistent de bucătar, dar au luat-o ca al treilea bucătar pe un vas care navighează de-a lungul coastei Norvegiei. La șase luni după dispariția Victoriei, la începutul verii, Anatolia a plecat de la Valentina. Se pregătea de vacanță pe insulă, la fostul său ginere, pentru pescuit. A adus o bonă, astfel încât Valentina să nu-i facă vreo observație în acest sens. Odată i-a observat că valizele erau prea încărcate cu lucruri nepotrivite pentru pescuit. Te duci acolo să duci o viață mondenă, să mergi prin cluburile rurale, de ce ai nevoie de trei perechi de pantofi de vară? Nu am vrut să provoc scandaluri în prealabil, pentru a nu ne epuiza pe noi înșine și pe tine. Mă gândeam să-ți anunț înainte de plecare, dar acum așa. Acum am decis că e mai bine să trăim separat. Dacă nu vrei să fii divorțată, nici măcar nu vom divorța. Nu voi lua nimic în afară de haine și pantofi. O să plec ca și cum ar fi plecată Caterina noastră. Unde te duci? Mie mi este curios. Crezi că Serghei și Svelana te vor prim cu brațele deschise? E o treabă când ești oaspete, alta când ești chiriaș permanent în apartamentul lor mic sau ai găsit deja un aerodrom de rezervă, care te așteaptă cu plăcinte și pat încălzit. Nici una, nici alta. Anatolie s-a îndepărtat liniștit. A găsit un loc de muncă cu cazare pe șantier cu muncitori migranți la o bază de pescuit sezonieră. Voi avea grijă de bază, voi caza oamenii, voi comunica cu ei, voi arăta locurile de pescuit valoroase, voi arăta căsuțele confortabile. Salariul este bun, pot să-ți trimit și bani, dacă este nevoie. Am aranjat să încep noul loc de muncă imediat după vacanță. Voi muta lucrurile în prealabil. Adică mă abandonezi. Toată lumea s-a combinat să mă lase singură. Noi cu tine ne-am abandonat de mult timp. Doar trăim împreună de dragul aparenței. Și cui îi pasă de această aparență? Dacă ți se pare necesară, poți să le spui prietenelor tale că am plecat la muncă. Poate că vor invidia faptul că am un susținător. Îți va fi mai ușor, pentru că ai nevoie de asta. Valentina a fost atât de șocată, încât nu a găsit cuvinte pentru a răspunde. S-a retras cu un aer de demnitate ofensată. Cum nu a observat că soțul ei s-a schimbat atât de mult? Când a avut timp? Se pare că a plănuit plecarea de mult timp, nu doar în gând, ci și în practică, deoarece a găsit o slujbă cu cazare. Această hotărâre calmă este acum inutilă să o mai contrazici. În aceeași seară, Valentina a venit la Andrei. Cui să se plângă? Nu prietenelor ei invidioase, care doar se prefăceau că o compătimesc. Fereastra era întunecată. La apelul interfonului nu a răspuns nimeni. A sunat pe telefonul mobil al fiului ei, care a răspuns că a doua zi are liber și nu va veni acasă. A spus că este în vizită și că, dacă se va decide să vină la ea, să-l anunțe cu o zi înainte. La urma urmei, el are propria viață. Prin vocea lui Andrei, probabil din spatele lui, se auzeau voci feminine lipsite de griji. Valentina a vrut să spună: Tatăl tău m-a părăsit, dar a apăsat pe butonul de încheiere a apelului, a oftat și a decis să sune la numărul fiului ei mai mare, dar și-a imaginat expresia feței soacrei și a renunțat. Soacra ei ar fi cu siguranță fericită să afle că soacra ei nu are unde să se ducă dar Valentina nu voia să-i facă plăcere. Să creadă că soacra ei se bucură de libertate. După o săptămână, Sergei a venit la Valentina la serviciu la sfârșitul zilei de lucru. Mamă, nu am putut să vin mai devreme, am fost ocupat. Tatăl tău a venit la mine înainte de concediu și mi-a spus că pleacă la o nouă slujbă. A găsit ceva care îi place și salariul este mai mare. Mi-a cerut să am grijă de tine, să nu te plictisești. Ce un bun! A zâmbit Valentina. Și totuși el m-a părăsit. Mama, eu nu am plecat la o tânără, ci la raci. Și, apropo, ar fi bine să vă odihniți unul de celălalt. Poate că și tu și Svelana vreți să vă odihniți unul de celălalt. Eu aflu ultimul despre toate, așa că pot să fi calmă, mamă. Noi trăim suflet la suflet și Boris cu tema ne țin în ton. Nu avem timp să ne certăm și nu avem forță, ai văzut ce hiperactiv sunt. Valentina a fost surprinsă că Serghei se referă atât de calm la plecarea tatălui său. Ecaterina ți-a trimis un tort cu varză și ceapă, cum îți place s-a străduit de sigur, nu sunt la fel de delicioase ca ale mele, a spus Sergei, întrerupându-se în mijlocul propoziției, ca și cum ar fi vrut să spună ceva în plus. Da, la Ecaterina ieșeau bine torturile, a fost de acord Valentina. Dar torturile tale, Svelana, nu sunt rele deloc, doar trebuie să coace mai des și să-și facă mână. Mulțumesc, transmite-i mari, dar aș putea și eu să stau uneori cu copiii și tema. Vă rugăm, nu intați să mă contactați, nu vă fie teamă, mergeți undeva împreună, iar eu voi sta măcar să nu mă îngrop cu acești copii să fug puțin. Fii atent, mamă, căci ne vom obișnui și vom începe să abuzăm. Nu vă faceți griji, vă voi anunța imediat despre nemulțumirea mea dacă vă așezați complet pe gât. Abia ce a plecat Valentina în vacanță, iar restul colectivului feminin a profitat de absența ei în prima zi și a bârfit din plin la ceaiul de seară. Ei spun că singurătatea feminină este un rău, dar uneori este de folos. Dacă Anatolie nu ar fi fugit de la valiza noastră la o colibă de pescari, ar fi continuat să latre la copiii și nurorile ei. Da, se pare că a rămas frecvent peste noapte la fiul cel mare. Arată cu totul diferit decât să pleci definitiv în regiunea vecină. Dar vezi cât de mult s-a înmuiat uneori încă se strecoară din sterpă, dar nu mai este un uroat atât de rea la ea deja nu mai este atât de rău, nepoții chiar i-au lăudat de câteva ori. Și ei au cumpărat o excursie la sanatoriu din Senin. Iată, râdeți, fete, dar Valentina a avut noroc cu nuroata ei, a concluzionat managerul. Nu și-a amintit de greșelile vechi, a profitat de șansa de a-și îmbunătăți relațiile. Și avea o fată decentă mai mică. Andrei ar fi trăit cu ea dacă nu ar fi fost strâncânitul Valentinei și ar fi căutat la ce să se agațe. A găsit o infertilă, dar medicii nu au confirmat nimic. Câte cazuri sunt acestea? Au trăit 10 ani fără copii, iar apoi deodată a apărut brusc. Astfel de cazuri se întâmplă adesea după o vacanță fără soț, fetele, bărbații noștri din orice motiv nu vor să recunoască că problema este în ei, iar apoi cresc pe ceilalți, dar ce contează, cine a crescut, acela este și tatăl. Apropo, cred acum că și la Andrei nu e vina lui Ecaterina. Andrei a reușit să trăiască cu ea după ea, iar acum schimbă în general adesea prietenele. Valentina se teme ca o întâlnitoare să nu devină mama a nepotului ei. Abia întâlnește pe cineva și îmi pare atât de dor să-i spun. Au trecut șapte ani de când s-a despărțit de Ecaterina și nimeni nu i-a venit cu un test de sarcină cu două benzi. Acest lucru nu spune încă nimic, să nu tragem concluzii premature, ca noastră Valentina, să se odihnească bine. Iar despre fosta ei nuroață Ecaterina, se aude ceva. Am auzit odată în timpul serii că a sunat vocea lui Tatianei Tăcute. Vecina mea nouă, asistentă de bucătar la restaurantul unde lucra Caterina. Ea locuiește acum în regiunea Krasnodar, undeva lângă mare, dar nu pierde legătura cu colegii ei din Sankt Petersburg. Trebuie să fi notat pe atâtea mări, dar s-a stabilit la Marea Neagră. Pur și simplu soțul ei este originar de acolo și s-a mutat la el. O, mă bucur pentru ea. Dar cu cine s-a căsătorit? Nu știu, nu am întrebat-o, pur și simplu a fost o conversație întâmplătoare. Ce partizană ești, Tatiana? Ai un caracter nordic, nimic nu te interesează. Frații lui Andrei, Sergei și Svelana, l-au invitat să meargă împreună să o viziteze pe mama lor la sanatoriu. Andrei a refuzat, spunând că are deja planuri pentru weekend, poate chiar va lua și o slujbă suplimentară, pentru că vrea să-și schimbe mașina. La un moment dat, Sergei și i au spus lui Andrei o veste: vor avea un al treilea copil, o fetiță. Andrei s-a bucurat pentru ei, dar în același timp a simțit o oarecare amărăciune. El însuși nu a avut niciodată copii. Andrei a mințit când a spus că are planuri pentru weekend. De fapt, nu avea nimic important de făcut. Dacă ar apărea o oportunitate de a lucra în plus, ar fi bine, pentru că ar putea economisi bani pentru o mașină nouă. Comanda clientului a fost reprogramată pentru săptămâna următoare, iar Andrei nu știa ce să facă cu ultima lui prietenă. Se despărțise de ea recent și încă nu găsise una nouă. În cele din urmă, Andrei a decis să meargă la Peterhof. Era un weekend însorit, iar el nu mai fusese acolo de mult timp a coborât la faimosul fântână Samson și a trecut imediat canalul, îndreptându-se către partea stângă a parcului, unde erau mai puțini vizitatori. Mai mulți oameni erau așezați pe pietrele de pe malul golfului și hrăneau pe Andrei s-a așezat și el pe malul apei. Dintr-o dată, o veveriță roșie a alergat direct spre el. În spatele ei se afla un copil blond de vreo trei sau patru ani, într-un combinezon de blugi. Gleb, oprește-te, veverița se teme de tine. A venit un râs feminin familiar pentru Andrei. Andrei a ridicat ochii și a văzut-o pe Ecaterina. Dacă în ea ceva s-a schimbat, atunci doar în bine. Ea a fost întotdeauna foarte drăguță, dar nu s-a remarcat, dar acum toată strălucea și atrăgea privirile. Ecaterina l-a recunoscut imediat, iar Andrei a rămas pe loc cu cea mai stupidă expresie a feței, așa cum ghicea, cu uimire, realizând că ea era bucuroasă. Andrei, ce surpriză! Tocmai acum îmi amintesc cum am umblat aici după terminarea colegiului. Bebelușul a alergat la Ecaterina, trăgându-i ușor de rochie. Mami, hai să mergem, veverița a fugit, dar am văzut pe ce copac e, iată, cunoaștele pe fiul meu, Gleb Borisovici. Gleb, acesta este vechiul prieten al mamei, Andrei. Bună, a răspuns băiatul. Hai să-ți arăt veverița. Andrei, nu vrei să stai undeva să bem o cafea? Desigur, dacă nu te așteaptă cineva, a spus Caterina, uitându-se în jur, dar nu a văzut pe nimeni care să privească în direcția lor sau să aștepte pe cineva. Nu, nu mă așteaptă nimeni. Sunt singur și complet liber. Hai, desigur. Nu m-am gândit că-ți va plăcea să comunici cu mine. Ce? Au trecut atât de mulți ani. Mie pur și simplu mi-e interesant și, în general, tot ce se întâmplă este spre bine, așa cum spune mama mea. Da, uneori se adaugă spre bine, dar nu întotdeauna. Gleb e fiul tău și al soțului tău nou. Soț și al meu l-am născut personal, a râs prietenose Caterina poate că pur și simplu te-ai maturizat puțin pentru a fi mamă. Iată, totul s-a rezolvat, nu se vede că seamănă cu mine sau toată lumea în -mi minte să-mi facă plăcere. Seamănă foarte mult, nu puteam să nu recunosc. În cafeneaua de stradă, Ecaterina a scos din rucsac o carte de colorat și un set de a. Gleb a devenit foarte serios și concentrat și a început să coloreze așa îl pot convinge să stea liniștit jumătate de oră, a zâmbit Caterina. Tu ești căsătorită? A întrebat Andrei. Da, suntem căsătoriți. Soțul meu este senior asistent pe un iaht de croazieră. Patru luni în călătorie, două acasă. Gleb e un năstrușnic, dar asta nu l-a împiedicat. Iar tu doar aștepți pe mal. Am un mic restaurant în Dacomis, am de ce să mă ocup până se întoarce Boris, dar pot lăsa și restaurantul în pace când vreau să mă odihnesc. Am o echipă de încredere, iar munca în acest format este mult mai ușoară decât într-un restaurant pompos din Sankt Petersburg sau chiar mai mult pe un iaht de croazieră. Am un restaurant familial ca în satele grecești. Nu știu cum sunt restaurantele din satele grecești, așa că dumă. Uite, de fapt, nu am văzut atât de multe, așa cum ar putea părea. Primul traseu a fost de-a lungul coastelor Norvegiei. A fost un șoc, la început munca a fost mult mai grea decât mi-am imaginat. Acolo am întâlnit pe Boris, dar nu am vrut să intru în ceva serios, așa că la încheierea contractului am simțit o ușurare că ne despărțim. Apoi m-am angajat în Marea Mediterană, acolo mi-a fost mai ușor. M-am îndrăgostit de Grecia, mai ales de insule. Eu sunt o insulară. M-am întors, am venit la părinții mei, iar acolo Boris m-a așteptat deja o săptămână. Tatăl meu a reușit să facă un truc, i-a spus lui Boris direct că am fost căsătorită șapte ani. Am planificat un copil, dar nu s-a întâmplat. A vrut să vadă reacția, vezi tu. Reacția i-a plăcut candidatului, a aprobat, așa că nu m-am putut eschiva. Nu pare că-ți pare rău. Nu voi face pe zâmbetul fals, sunt mulțumită. Acum spunem despre tine. Suficient de întrebări despre soție, copii, cum sunt Sergei și Svelana, tata și mama. Andrei a răspuns, ceva ca la un interviu de angajare. Cuvintele îi se păreau lui însuși niște vatoase în comparație cu povestea vie și fericită a Ecaterinei au fost momente când i-ar fi plăcut să creadă că i-a inventat toată această poveste fericită pentru a se lăuda cu o viață prosperă în fața fostului soț care a tratat-o atât de rău. Dar era o prostie să-și mintă. Ecaterina vorbea sincer și sincer. Cuvintele ei erau confirmate de lumina caldă care emana din ea și de micul gleb cu ochii albaștri inteligenți. Deși încă mai spunea ceva, parcă îi transmitea salutării rudelor lui, el doar se uita la ea și la fiul ei era uimitor că ea nu-i ținea nicio ranchiună. Probabil că el a fost pur și simplu cineva nesemnificativ și gri în viața ei, așa trecut undeva în trecut. I-a propus să o ducă pe Ecaterina cu gleb la hotel, dar i mai aștepta de la muncă o prietenă. Andrei a întâlnit-o pe mama lui de la tren, așa cum promisese. Cu vârsta i-a devenise cumva mai bâlândă și asta îi stătea foarte bine. Părea chiar mai bine decât acum zece ani. Andrei, degeaba au venit cu băieții, ne-am distrat atât de bine. Mulțumesc vouă tuturor pentru sanatoriu. Tu nu lucrezi prea mult, ți-ar prinde bine și ție un concediu. Ești cam neliniștit, ce știri ai? Totul e bine. Am întâlnit-o pe Ecaterina la Peterhof, mi-a transmis salutări. Pe aia ei Ecaterina. A întrebat Valentina Sergeivna, trăgându-se înapoi. Da, pe cea de altă dată. Are un fiu, îi va fi patru ani în curând. Se numește Gleb. O, Ecaterina, cum a reușit să se vindece? Nu știu, dar e bine acum. Dacă o vei mai vedea, transmite-i un salut și de la mine. Probabil că nu o voi mai vedea. Ea locuiește departe, acum în Dagomis. Tocmai ar fi bine să merg în vacanță acolo. Desigur, căsătorită. Ar fi ciudat dacă Ecaterina ar fi rămas singură. Dar o astfel de bucătăreasă, cred că tatăl fiului ei nu s-a căsătorit cu ea din cauza asta. Valentina Sergeevna a mers până la mașină în tăcere. A tăcut o mare parte din drum. La scurt timp după ce au plecat de lângă casă, a întrebat, mă vei ierta, fiule. Cei cu serialele braziliene, mamă? Mă duc doar să mă verific cum ar fi trebuit să fac de mult. Voi fi sinceră de la început, ca să nu se aștepte cineva la copii de la mine, ca să nu-și facă planuri și să piardă timpul de Nu poate fi ca Andrei să-și petreacă toată viața singur, cu aceste prietene întâmplătoare. El nu este rău, ea însă și l-a dat peste cap. Sunt și mame așa. Medicul i-a spus că infertilitatea masculină incurabilă nu este atât de frecventă, dar hai să auzim ce spun medicii lui Andrei astăzi. Ce durează atât de mult să nu sune? Dacă totul este cu adevărat fără speranță, poți să te căsătorești și cu o femeie cu copil, doar să fie bine unul cu celălalt. Tatăl este tot cel care l-a crescut. Trebuie să-l sun pe Anatolie, să-i transmit salutări de la Ecaterina, îi va face plăcere. Ce fac oamenii pentru a-și liniște anxietatea, pentru a ști că totul va fi bine mai departe? Valentina Sergeevna a intrat pe rețeaua de socializare și a petrecut 15 minute căutând-o. Iată că a găsit-o. Ce noroc că nu avea o poză cu un personaj de desene animate sau cu o pisică ca avatar, ci pur și simplu o fotografie de aproape. O putea recunoaște și sub numele de familie fals. Ecaterina Polianskaya, un băiețel alb pe mâini. Pagina era închisă, dar putea să-i scrie mesaje și a scris Ecaterina, iartă-mă.